Un polițist a ajuns în stare gravă la spitalul Floreasca după ce creanga unui copac a căzut peste el. Un polițist din Conțești, în vârstă de 23 de ani, agent de poliție, angajat al postului din comuna Conțești, dirigea traficul rutier pe drumul național 71, unde mai mulți lucrători ai primăriei Conțești efectuau lucrări de toaletare și tăierea arborilor de pe marginea drumului. La un moment dat, ramurile unui copac l-au izbit, provocându-i leziuni puternice în zona capului și a unui picior. Martorii spun că la un moment dat agentul a oprit traficul, le-a spus muncitorilor că pot tăia arborele, însă o ramură a acestuia l-a lovit culcându-l la pământ. Imediat după incident, muncitorii din zona au sunat la 112 pentru a chema o ambulanță. A cine a fost că tot a tăiat crâncii, că tot să-l scoate pe aici. Tăia Dudu, el a dirijat circulația acolo și în loc să stea acolo, a venit în coajă, a căzut. Dudu, păi el. Pentru că iarna e pentru sigurata circulației, cad pomește și se întâmplă necazuri. Și am venit, l-am solicitat pe dânsul, un coleg l-a solicitat pe dânsul, pe polițistul respectiv, a venit cu mașina, a oprit circulația și din stânga și din dreapta, girofarele pornite, mașina pornită, el în partea aceasta, pomul i-a dat ok-ul băiatului să poată să-i dea drumul la pom. Și întâmplat și ea, s-a întâmplat, i-a venit lui să ducă în partea aia. În partea cealaltă. O creangă l-a lovit. Sau? Și o creangă pe partea cealaltă, deci pe partea asta, în șanțul ăsta la altuire. Și l-a lovit o creangă și l-a lovit la cap și la picior. Medicii sosiți imediat au decis să-l transporte pe agent la spitalul Floreasca, unde a intrat direct în sala de operație. Totodată, o comisie condusă de procurori au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc incidentul. Traficul pe drumul național 71 a fost oprit aproximativ 20 de minute din cauza arborului căzut pe carosabil și a intervenției ambulanței. Agentul de poliție în vârstă de 23 de ani a fost surprins de o ramură a unui copac tăiată de reprezentanții primăriei și ai secției de drumuri naționale. Acesta se afla în zonă pentru dirijarea traficului rutier. Acesta a fost transportat la Spitalul de Urgență Floreasca. În acest moment, echipa de cercetare coordonată de procuror se află la fața locului pentru a stabili împrejurările evenimentului.